trei stații de autobuz din cartierul Palazul Mare au fost dotate cu băncuțe. Inițiativa aparține candidatului USL Mircea Banias. Demersul vine ca urmare a discuțiilor pe care le-a avut cu locuitorii din zonă. E una din problemele pe care ni le-au semnalat locatarii în urmă cu două săptămâni, când am venit într-o vizită aici, în cartierul Palazu. Și mai sunt câteva locații unde o să punem băncuțe. Băncile au fost amplasate în zonele mai aglomerate ale cartierului, în zona școlii, a bisericii și a spitalului ITBC. A fost o ocazie cu care Mircea Banias a continuat și astăzi discuțiile cu alegătorii. Discutăm, le oferim materiale din care reiese programul USL de guvernare și proiectele pe care noi, candidații USL la Senat și la Camera Deputaților, le avem inclusiv pentru cartierul Palazul Mare. Acțiunile de acest gen vor continua până vineri, atunci când se încheie oficial campania electorală.